Salutare din nou! Trăim vremuri tulburi și asta nu este o veste. Mi se pare relevant ca în această întâlnire să discutăm despre manipulare. Pentru că a existat fenomenul revoluționar colectiv, care în momentul de față înseamnă altceva decât a însemnat la început. Pentru că în plan internațional se întâmplă atentate, pentru că Rusia a fost implicată într-un mare incident cu Turcia, asupra cărora s-au formulat extrem de multe opinii, pentru că există fenomenul ISIS, pentru că în România, în momentul de față, se pune problema legat de ce facem în legătură cu Raed Arafat, pentru că există foarte multe teme care sunt relevante și care ne influențează viața. Aș vrea să încep prin a vă spune că a discuta despre manipulare, nu numai în acest context, ci în general, nu reprezintă o teorie a conspirației. Nu este ceva care vine să încerce să inducă anumite sentimente și anumite sentimente de confuzie și neîncredere și chestiuni de genul acesta legat de ceva ce se întâmplă, ci pur și simplu e important să ne dăm seama că manipularea este un fenomen real care nu se întâmplă de acum, ci se întâmplă de dinainte de a exista mass media și că ea funcționează și că suntem conduși mai mult prin manipulare decât suntem conduși prin mecanisme care sunt la vedere. Deci primul lucru pe care vi l-aș recomanda ar fi să acordați atenție acestui fenomen. Ce înseamnă să acordați atenție? Înseamnă informați-vă despre principiile manipulării. Informați-vă cum funcționează. Dați-vă seama și începeți să identificați știrile care sunt făcute dintr-o perspectivă manipulativă. E important să faceți diferența între o opinie prezentată de cineva, chiar și o opinie puternică, și manipulare. Pentru ca ceva să fie încadrat la capitolul manipulare, trebuie să existe o persoană sau o grupare care are interes ca voi să credeți într-un anume fel și, prin urmare, să acționați într-un anume fel, iar acest interes se finalizează cu împlinirea unui beneficiu pentru ei. Așadar, dacă citim un material făcut de un blogger, iar acel blogger, informându-ne despre el, nu avem date că este afiliat, dar el prezintă o opinie puternică, este ok să o luăm ca o opinie personală, nu ca tentativă de manipulare. Ceea ce este iar relevant este ca voi să alegeți una, două teme. Nu putem fi informați asupra tuturor, nu putem să ne dăm seama de toate tentativele de manipulare și să luăm măsuri să ne protejăm de toate. Asta este o altă realitate cruntă. Dar putem, într-o oarecare măsură, dacă suntem bine informați pe una, două teme și fiecare dintre noi își face bucățica lui vis-a-vis de a semnala și de a identifica manipularea pe tema care este relevantă, s-ar putea să putem toți să fim mai bine protejați de fenomenul manipulării. Alegeți-vă una, două teme care vă impactează vouă viața cel mai mult. Ca de exemplu, dacă sunteți cadre medicale, poate vă ocupați de tema Raed Arafat. Și poate că aduceți la lumină informații care pot pune în evidență interesele care există în spatele deciziei ca Raed Arafat să plece sau nu, informații pe care noi nu le-am putea avea ca simpli oameni care nu avem contact cu sistemul medical. Și un lucru final pe care aș vrea să vi-l spun în legătură cu manipularea este: nu luați decizii și nu acționați sub impactul emoțiilor. Aproape toți cei care au contact cu manipularea știu că emoțiile sunt cea mai facilă cale de a produce acțiune și de a produce comportamente. Prin urmare, mai ales atunci când vă simțiți încărcați emoțional, aceasta înseamnă nu neapărat emoție negativă, nu neapărat frustrare, furie, ură, ci și bucurie intensă, satisfacție. Amintiți-vă mișcarea colectivă, amintiți-vă, wow, oamenii aceștia au schimbat în două zile ceea ce noi n-am reușit să schimbăm în ani. Entuziasm, recompensă, toate emoțiile deschid poarta către manipulare.
Așadar, luați-vă câteva minute, luați-vă o zi, două, trei, ca să lăsați emoțiile să se liniștească. Începeți și căutați informații legate de lucruri care contrazic acea știre care v-a făcut să aveți emoțiile respective intense. Rația e important să fie măcar 1 la 1. Înainte de a decide ce faceți, înainte de a decide ce părere să aveți, înainte de a vă bucura sau de a vă întrista în legătură cu un lucru, căutați informațiile care contrazic, pentru că între o extremă care vă este prezentată și cealaltă extremă care nu este prezentată, există un mijloc și acest mijloc înseamnă pe undeva libertatea voastră de a vă decide propriile opinii și propria viață. Succes tuturor și numai bine!